Salutare, prieteni dragi! Mă bucur să ne revedem. După cum vedeți, nu este despre pescuit, dacă tot nu am putut să ieșim la pescuit. Am găsit așa o mică portiță și am zis, haide să și fac ceva, să prepar ceva repede de mâncare. Așadar, ce vreau să vă prezint astăzi nu este despre nadă de pescuit, despre momel, despre cârlige, despre absolut nimic. Vreau să fac un cocoșel la tuci. După cum vedeți, avem cam totul pregătit aici. Avem nevoie prima dată, bineînțeles, de materie primă, un cocoș, l-am ales cu un cocoș ceva mai micuț. Avem nevoie de o caselulă de ciuperci, 2 morcovi, eu atâta folosesc la rețeta asta, 3 ardei roșii, nu am avut și verde, erau ideal, dar asta e, și undeva la 10-12 cepe, eu zic cepe normale, eu zic că este suficient, ulei, bineînțeles, condimente nu folosesc mare lucru, piper măcinat, boia de ardei dulce și foi de dafin, bineînțeles, am folosit și puțină sare, am mai folosit un măr și o gutuie. Bineînțeles, gutuia nu voi pune toată, voi pune probabil jumătate din ea, vedem cum ne încadrăm atunci. A, și să nu uit, mai avea nevoie de 3 cartofi, o căpățână de usturoi, o să mă apuc acum să tranșez cocoșul, morcovii să-i tai, ardeiul să-l curăț, ceapa tăiată, ciupercile și revin cu următorul pas. Bun, prieteni, am curățat puiul, l-am tranșat frumos, punem uleiul la încins. Punem cam jumătate de litru, cam atât, jumătate de litru de ulei. Bun, am încins uleiul, am verificat. Acum urmează să punem carnea la prăjit, cu grijă să nu ne sară. Am ales să tai bucățile ceva mai mari, pentru că o să fiarbă ceva în conștient, o să se și prăjească și nu vreau să le pierdem prin tuci. Eu am ales un tuci pentru că consider eu că este mult mai gustos, mult mai apetisant. Bineînțeles, eu l-aș prefera afară la foc de lemne, dar locuim la bloc, asta este situația, ne adaptăm. Am ales, eu folosesc tot timpul, când mai fac eu câte ceva așa, doar lingură de lemn, nu folosesc absolut nimic. O să lăsăm un pic carnea să-și tragă o față. După care, revin pas cu pas cu fiecare element pe care îl vom introduce în sosul nostru. Bun, lăsăm să prăjească, focul mic. Știu de la bunicii mei, mâncarea bună se face la foc mic întotdeauna. Niciodată nu grăbiți mâncarea pentru că nu o să iasă fix ce trebuie. Așadar, focul mic, o să ne... Ia uitați ce avem aici. O să ne continuăm treaba. Avem foarte multă mizerie, dar o să strângem după aceea. Ne continuăm tocatul legumelor și mai revenim din când în când cu fiecare ingrediente pe care le adăugăm în tuciul nostru. Hai, ne auzim un pic mai târziu. Bun, prieteni, carnea a început ușor-ușor să sfârie, dar noi ușor-ușor trebuie să ne pregătim cu pasul 1. Da? Pasul 1, o foarte gustoasă vișinată. Vă salut! Vă urez pe acum poftă bună, că vă spun deja, ușor-ușor a început să miroase demențial. E superbă la gust. Așadar, cu această ocazie îi mulțumesc și prietenul meu care mi-a adus cadou această vișinată. Sper să-i țină Dumnezeu obiceiul. Așadar, rumenim carnea. După care ne pregătim cu ceapa, da? Noi ceapa am pregătit-o, ne-au scăpat aici câteva bucățele de ardei, nu este niciun fel de problemă. Lăsăm carnea să-și facă față și revenim cu ceapa. Bun, bine, am rumenit carnea,
15, cam un sfert de oră, 20 de minute maxim, la foc mic spre mediu. V-am zis, nu sunt adeptul focului mare. Adăugăm ceapa. Focul în continuare mic. Adăugăm ceapa plus un praf de sare deasupra. Eu am aici o râșniță cu sare, dar nu voi râșni, voi pune direct sare mare. Voi desface râșnița și voi pune amasa sare. Eu nu prea sunt cu sare, așa că voi pune cât mai puțină, voi pune după preferințele voastre, după gustul vostru, fiecare după cum dorește, da? V-am zis, nu sunt cu sare, așa că mă feresc că pot unul de sare. Bun, lăsăm cam 10 minute, 12 minute, cam așa las eu de obicei, focul mic, să călește un pic și ceapa, după care vom pune următorul ingredient. Vă invit să rămâneți alături de mine și vedem ce și cum pe mai departe. Pasul 1, fraților, o gură de bere. Am ales să călesc ceapa în același tuci unde am prăjit și carnea, din simplu motiv pentru a rămâne gustul și mie îmi place foarte mult când se face această crustă pe aici pe margine. Da? După ce voi adăuga și puțin vin, apă, acea crustă automat se va topi de la fierbere și va da un gust. I-am învățat de la bunicii mei, de la părinții mei, nu să feresc de acea arsură, chipurile că nu e bună, nu e sănătoasă, habar n-am fiecare motivul lui. Eu am învățat că ai tot gustul. Bun, au trecut circa 12 minute, după cum vedeți ceapa este făcută și ea, nu mai necesită mai mult. O să adaug pur și simplu ciupercile, ele o să-și lase, după cum știți, foarte multe zeamă. O să așteptăm până se va duce ușor acea zeamă. Bineînțeles, între timp și ceapa și carnea se mai prăjesc, se mai călesc. Bun, lăsăm și ciupercile, vedem, asta nu știu exact să vă spun, până se duce ușor acea zeamă, după care ușor vom adăuga puțin vin, după care cu apă și completăm cu apă și punem și restul ingredient. Ciupercile ușor s-au scăzut din zeamă. O să vin acum să adaug morcovul. Plus jumătate de litru de vin. Da? Deci punem jumătate de litru de vin liniștiți. Poate chiar mai mult de o jumătate, nu știu, nu am măsurat, dar știu că am aproximativ așa măsura la ibric. Să lăsăm un pic să fiarbă, cam un sfert de oră, să zic, ca să și evapore alcoolul, după care următorul pas. Doamnește! Bun, prieteni, următorul pas ar fi cam după 15 minute, așa bine, nu este ceva bătut în cuie, acum depinde de flacăra fiecare cum dați focul. Eu cam știu așa în mare parte, 15 minute a fiert, de fapt a scăzut vinul, nu a fiert. O să adaug 2 foi de dafir, nu mai multe, la ce am eu aici, eu zic că este arhi suficient, plus 2 cății de usturoi. Asta nu-i dropcești, îi pun pur și simplu întregi și mai las 5 minute să fiarbă, după care voi adăuga următorul ingredient. Dacă tot am pus ceva în tuci, hai să punem ceva și în pahar. Din nou pasul 1. Vă salut! Au, și sincer să vă spun, începe să miroase din ce în ce mai criminal. Demențial miroase. Mai ales că
cocoșul este lipsit de sară. Da. Bun, au trecut cele 5 minute. O să adaug ardeiul. O să adaug și ceva apă. Țineți minte ce vă spun, eu tot timpul adaug apă caldă, călduță, nu neapărat apă fiartă. Da? Deci apă călduță. O să adaug un ibric. Cât să, nu știu, cât să acopere cel puțin pentru moment toate legumele, carnea. Ușor, ușor carnea, ia uitați, se înmoaie. O să cadă ușor, ușor, o să se desprindă de fapt de pe os. Ia uitați. Și atunci vom ști că ea este fiartă. Mai adaug puțin delicat, nu foarte mult. Cam o lingură așa, nu plină, 3 sferturi. V-am zis, nu sunt cu sarea. Bun, puțin secretul gustului. Mai puțin pentru că deja am pus delicat și nu vrem să sărăm foarte mult. Cam atât. O să pun și puțin piper măcinat. Eu cam la un tuș de asta pun, nu ne place în familie, nu ne place foarte picant. Așadar, voi pune maxim, să zic, undeva într-un sfert și maxim jumătate de linguriță de piper. Cam așa. Deci nu este nici măcar jumătate. Nu o să o pun toată, că mie să nu iasă foarte picant. Pe pizza mea nu prea este cu picantul, așa că nu vreau să strig gustul. Eventual mai gustăm pe parcurs și mai adăugăm, nu este niciun fel de problemă. Ia uitați ce frumos arată acum. O să punem și boia. Mai este foarte puțin, o să o pun toată. Nu trebuie nici să exagerați cu boia, nu face rău, dar nu exagerați. Ia uitați, foarte puțin am pus, nu o să acolo la cine știe ce, fiindcă nu am uitat să cumpăr. Aia a fost toată, bine că am mai avut-o și pe aia. Bun, asta e. Nu contează, ușor, ușor, foarte puțin tot s-a colorat. Bun, lăsăm să fiarbă și din nou revenim la pasul 1. Și vă invit și pe voi în continuare să rămâneți alături de mine pentru a continua rețeta de cocoș la tuci, dacă pot să o numesc așa. Bineînțeles, nu este rețeta mea, nu eu am inventat-o, pur și simplu așa am învățat-o și eu de la bunici, mai departe de la părinți și de la mama mea, și vreau să vă împărtășesc și cu voi așa cum am împărtășit și cu ceilalți prietenii mei. De fiecare dată când merg în vizită la ei, pe mine mă pun să gătesc la tuci, la grătar. Pe această cale le mulțumesc că mi-au dat ocazia să perfecționez de la rețete de la caz la caz rețeta. Nu de fiecare dată, n-am ceva bătut în cuie, de fiecare dată pun în mare parte așa la ochi. Nu e o rețetă bătută în cuie, așadar vă invit, rămâneți, vă rog, alături de mine. Subscribe, like, dacă vă place ceea ce fac. Îmi doresc foarte mult să urc canalul cât mai mult. Așadar, dacă mă puteți ajuta, vă rog din suflet, cu un subscribe, clopoțel și un like și comentariu, orice puteți voi da acolo. Comentariul m-ar ajuta din nou foarte mult. Vă aștept în comentarii și pro și contra. Sunt deschis la orice, practic la orice discuție. Da? Deci nu evit nici comentariile pro, nici comentariile contra. Consider că tot timpul am ceva de învățat. Poate de la un abonat care e mai priceput în ale mâncării și mă poate sfătui, niciun fel de problemă, accept orice sfat. Bun, hai, revenim pe parcurs, după ce vom mai adăuga și următoarele ingrediente. Okay. Am ajuns și la cartofi, o să adaug 3 cartofi, o
se adaug. Am tăiat așa cubulețe, ca de mâncare de cartofi. O să mai adaug automat și puțină apă. Va necesita cu siguranță. Cam atât. Am zis, tot timpul pun apă caldă, niciodată nu pun apă rece. Să lăsăm cartoful să fiarbă cam 15 minute, 20, depinde cât va fi nevoie. După care mai probăm carnea, sincer să fiu, carnea este spre fierbere, deci ușor, ușor a început să se, ia uitați, să se desprindă de pe os, ceea ce ne doream. Cam asta ar fi următoarea mișcare, vom lăsa să fiarbă cartoful, vedem când cartoful este spre 85-90% fiert, vom pune și bulionul, da? Nu faceți greșeala să puneți foarte devreme bulionul, pentru că eu am făcut-o o singură dată și m-am ars. Cartoful a venit, s-a întărit din nou și când am pus la masă, mă miram de ce cartoful este tare. Tocmai din cauza bulionului care l-am pus pe mult prea devreme. Așadar, așteptați, mai puneți foarte puțină apă, nu știu, un sfert de pahar de apă, o jumătate de pahar de apă în cazul în care cartoful nu a fiert. Așadar, nu vă grăbiți, totul are o logică, da? Secretul este să nu grăbiți. Focul mic, spre moderat și nu grab, da? Hai! Pasul numărul 1. Și să avem poftă. Bun. Urmează să punem mărul. Așa, cubulețe mari, pentru că o să se fiarbă foarte repede, cu siguranță. Și nu avem nevoie neapărat să fiarbă, pentru că mărul, oricum fiind mult mai moale decât cartoful sau butoia, mai mult pentru aromă. Am lăsat cam 3-4 minute, maxim 5 minute să fiarbă cu cartoful. Cartoful este aproape fiert. A lăsăm 3-4-5 minute mărul, după care vom adăuga gutuia și urmează bulion. Bun, a fiert și mărul. Așa adăugăm și 3-4-5 bucățele de gutuie, după care vom aștepta 5 minute maxim și punem bulionul. Și sortul nostru este aproape gata. Știu că v-am făcut poftă, nu vreau să puneți gând rău, să mă înjurați, mai pe românește, dar și eu abia știu să mănânc, credeți-mă. Da, până una alta ne facem poftă cu un pahar de bere, poftă bună. Deci, atât de mult îmi doresc ca toți abonații mei să guste din acest sos, nu aveți idee. Singurul abonat al meu care poate gusta din acest sos minunat, după cum vedeți cum arată, va fi fetița mea, deci va fi primul meu abonat care va gusta din sos. Bun, dragilor, urmează să punem și bulionul. Haideți să vă arăt cum procedez eu. Întâi scot niște zeamă de aici din sos. Fac niște sos. Ușor, ușor a fiert și cartoful, mărul aproape a dispărut. Gutuia și ea este moale. Voi pune, imediat o să vă arăt, ce sos de tomate folosesc eu, da, cel de la Regal, nu îi fac reclamă, dar nu voi pune foarte mult decât, haideți să vă arăt aici la cameră, maxim o lingură așa, imediat, nu știu cum să țin ca să se și vadă, să nu fac și vreo neplăcută, cam atât, de obicei nu pun maxim una, dacă e tuciu mai mare sau le pun două, da, de obicei nu pun. Da, de obicei nu pun foarte mult bulion. Amestecăm mai și facem ca un fel de pastă. Tot timpul v-am zis, nu pun nimic rece în sos, indiferent cât de tare sau de încet fierbe sosul, nu pun absolut nimic rece. Am omogenizat un pic așa pasta de tomate cu 2-3 linguri de sos. Ia uitați cum arată acum, cam așa. Cam așa ar trebui practic să arate și sosul nostru de închegat, la final. Haideți să punem și bulionul, am pus, nu prea sunt, v-am zis, sarea, acritură, dulce, sunt un pic mai, așa, mai ferit, încerc să mă feresc cât de mult pot și pe mine și familia mea de zahăr, sare și tot ce se poate, tot ce poate fi produs. Bun, mai lăsăm
20-25 de minute maxim și sosul nostru va fi gata. Bulionul trebuie să fiarbă destul de bine. Bun, dragilor, sosul meu este spre terminate câteva minute și este gata. Hai să adăugăm 3-4 grumuri de usturoi, tot așa, tai filiuțe subțiri, subțiri. După care, bineînțeles, urmează ultimul pas. Verdeața, pătrunjelul proaspăt, dar înainte de a adăuga un pic de pasulon. Curcubeu pe cerul gurii. Urmează maxim 3-4 minute să mai fiarbă așa ușor, ușor. Am dat focul de tot mic, maxim 3-4 minute și o să opresc, îl dau la o parte de pe foc și adaug verdeața și, și nu vreau să vă mai spun nimic. Bun, dragii mei, am oprit focul. Așa cum v-am spus, o să dau tuciu la o parte. De fapt, nu, o să las aici, că nu mai nu este ca la jar, ca la asta să mai ardă încă. Adăugăm ultimul pas. Ia uite, frumos. Verdeața. O să mai adăugăm și noi verdeața noastră, bineînțeles, cerbișorul. Iar pescuit la Method Feeder îmi urez mie poftă bună, familiei mele, dar nu în ultimul rând vă doresc și vouă să aveți o duminică plăcută în familie. Sper să mai pot reveni dacă cumva apreciați această postare, chiar dacă nu este despre pescuit. Dacă apreciați această postare, mai pot reveni în continuare și cu alte rețete, cu alte mâncăruri pe care mi le prepar în familie. Nu, vă salut, vă doresc toate cele bune, o duminică plăcută, fraților, și să ne auzim cu bine pe bară.